Salutare prieteni, de începe episodul de astăzi, vreau să vă reprezentăm serverul rpgsharpen.ro. Am revenit cu o mică prezentare după câteva luni de zile, deoarece serverul a suferit câteva modificări. Suntem alături de scripterul acestui server, Kenzor, salut! Salut, salut! Și să vedem cu ce a revenit Sharpen. Kenzor, microfonul este al tău, tu știi cel mai bine cum este serverul făcut de tine. În timp ce o să mă plimb pe aici și o să mă joc cu toate comenzile și texturile pe care le văd pe aici pe joc. Ok, te rog! Bun, deci serverul a revenit după mici certuri în staff, în mai multe chestii și chestia e că pot să spun în mare parte că am lăsat pe altcineva să se ocupe de acest server. Eu n-am mai avut timp, am lucrat, eram cu munca și am pus baza în ei că pot să ducă serverul ăsta mai departe, dar n-a Zi. După cum putem vedea aici, scuze că te întrerup. Vreau să zic câteva rapid. Am văzut aici questurile la spawn, putem închiria vehicule îndată ce intrăm pe server. Vedem aici arată foarte bine statusul bar în dreapta și na, hai să vedem ce mai descoperim pe server. De început aveți un bonus, primiți level 2, 25 de PP-uri și 20 de KK. Primi și licența la înregistrare 24 de ore. B-p. Ok. Un fel de achievement-uri. Da, un fel de misiuni și câștigi anumite premii, cum ar fi premium points, level up, respect points, toate. Ok, și dau aici click pe missions și aici am misiuni pe care le pot face. Da. Ok, vedem că sunt foarte, foarte multe misiuni, deci nu ne putem plictisi absolut deloc pe server. Văd că sunt foarte, foarte multe chestii pe care le putem face. Ok. Avem un sistem de rob mai diferit față de celelalte servere, adică din punctul meu de vedere. Hai să vedem, avem și un sistem de rob, dar stai să mă scot din FPK Swift 0.0, ok. Avem aici cumva și log. Că văd că arată destul de mișto pe server. Avem loguri, avem loguri la facțiuni, la asta o să vedem imediat și panelul și forumul în câteva momente. Da, avem. Ok, hai să vedem. Stai puțin să ajung la timp. Sigur, așa arată joburile de pe server, sunt niște joburi destul de stock. Food home, ce e asta food home? N-am văzut până acum. Hai să arătăm. Goto job. Stai puțin că te duc eu imediat. Gata, m-am dus, gata, goto job. Ok, ia să vedem, get job. Ok, jobul food home arată foarte bine, Y in your work location, ok. Un fel de delivery acasă, pizza, pizza, meniu KFC și aorma. Și în funcție de asta avem un anumit vehicul și ne îmbracă într-un anumit fel. Da. La fiecare job este un anumit skin și anumite chestii. Ok, și vedem că arată și pe hartă într-un anumit fel și ne arată aici și distanța și pizza și avem și o poză cu o pizza și ne zice și la ce casă trebuie să deliverăm pizza, la casa 41, mi se pare genială treaba asta. Avem teleport pe hartă? N-avem teleport pe hartă. Avem. Da, dar nu mă lasă pe mine. Aduti, stai. Ok, hai să vedem. Ok, până dai eu aici teleport, hai să vorbim despre următorul sistem pe care îl avem. Nu mă lasă. Credeți să vă apară Goto House 41. M-am dus, bine, nu mai am vehiculul. Dar, în fine, vedeți și voi cum arată aici. Bine, nu mai am vehiculul acum, o să vă las pe voi să descoperiți pizza boy-ul. Pentru că, na, vă dați și voi seama cum este. Ok, hai să vedem ce mai ne poți prezenta și după să mergem pe panel. Pe panel. Sistemul de rob. Hai să vedem robul. De GPS. Ok. Robbery place. Avem aici și un server island, unde avem un summer quest pe care îl puteți începe dacă dați aici pe N și puteți vedea imediat ce se întâmplă. Dacă dăm pe N, n-o să dau acum. O să vă las descoperiți voi summer quest-ul. Dăm aici pe GPS, avem aici după robbery place. Ok, și F to start rob. Ai nevoie de licența de arme AGL Swift AL. Ok, apăsăm pe F.
Română, limba română, ok, salut, pentru a face jefui fabrica, Zecoma s-a ascult sfatul meu, nu știu ce, acestea bodyguards la intrare, poți să explici un pic cum este sistemul? În mare parte trebuie să omori niște oameni ca să le furi banii, cum să zicem. Ah, ok. Ei pot și ei să tragă vreo 4 paznici, așa zic. A, ok, și să înțeleg că primim și noi în același timp. A, uite, chiar ei trag. A, e ce tare, e cum era pe Bizon odată quest-ul respectiv, nu mai știu acum cu ce era, când și ei puteau să tragă în tine. Da, 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 da. Sau de când ai filmat data trecută s-au adăugat multe chestii noi, Păi, nu știu, s-a gândit mai mult. Văd și eu, sunt chiar foarte, foarte multe chestii noi și dincolo de orice promovare arată foarte, foarte bine serverul și gen, are foarte multe chestii și nu cred că prea poți să te plictisești. Deci va trebui să omorâm bodyguards la fel peste tot și, na, cam așa arată sistemul de rob. O să vă las pe voi să descoperiți cum arată finalul și ce primim la sistemul de rob. O să vă las pe voi să vedem dacă aveți curiozitatea și sper să o aveți să încercați mirobolantul sistem de rob. Iar noi acum, e ok, mergem pe panel acum, avem cam 2-3 minute, zic să mergem pe panel, tu ce zici? Da, da, da. Totodată, înainte de a merge pe panel, vreau să vă arăt faptul că există foarte, foarte, foarte multe chestii pe aici, pe server, și vreau să le încercați neapărat, pentru că sunt foarte, foarte multe chestii faine și vreau să le încercați. Este un server muncit, un server care promite foarte multe și totodată vreau să vedeți, bine, ai pierdut vehiculul închiriat, bine, pentru că oricum am dat cu de la rob. Dăm GPS aici, Paintball, Dealership, Quest Place și la fel are un sistem interesant de dealer și vă las să le descoperiți voi în minutele ce urmează după ce veți vedea clipul și veți intra pe server. Cu siguranță în câteva minute veți fi atrași și veți intra pe server pentru că este foarte mișto și mie personal îmi place. Hai să vedem acum panelul și forumul pe care le veți avea și în descrierea acestui clip. Suntem în cele din urmă pe panelul serverului care arată surprinzător de bine, are așa o textură interesantă, dacă vrei poți să ne spui câte ceva despre panel, aici avem și admin panelul, tot ceea ce putem face, în fine, spune-ne câte ceva, da, despre panel. Este un panel nu foarte special, să zicem, e un panel... Și hai să vedem acum forumul, l-am aici deschis, vedem, hopa, arată destul de frumos și foarte intuitiv pentru că are aceste săgeți mari și este făcut pe diferite... ziceți mai categorii. Prin urmare, aveți tot unde scrie clipului. Eu vă recomand, dincolo de orice prezentare, să acordați o șansă lui Sharpen.ro, căci nu veți regreta deloc. Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Probabil voi, de fapt, sigur, în momentul în care voi veți vedea acest clip, eu voi fi deja plecat departe la mare, la Techirghiol, și veți vedea și un nou clip pe canal, nume Vlogul de la mare înspre mare, cum ar veni. O să-l vedeți și pe canal, cred că după acest clip, pe data de 26, deci luni, în fine, dar acesta va fi clipul, va urma și un vlog de la mare, foarte interesant, vreau să îl vedeți, să fiți pe canal ca să îl vedeți. Bun, astăzi, în această seară, vreau să scot la bătaie, pentru că m-am gândit că înainte de a pleca în vacanța mea, nu pot spun scurta mea vacanță, ci lunga mea vacanță, căci voi sta la mare 2 săptămâni, să îmi cumpăr un biz și să rămână pe cont, să producă până vin eu de la mare și pot să mă ocup de el astfel încât să îl vând cu un preț mai mare. Nu, mă uitam la microfon să văd dacă încă mai înregistrează, pentru că am avut niște neplăceri cu acest microfon. Mă rog, cu programul de filmat, că microfonul e foarte bun, se aude foarte bine după cum puteți auzi chiar voi. Să-mi cumpăr un biz, ia să vedem. Așa că azi voi scoate toți banii la bătaie, absolut tot ceea ce am. Uite-și pe bebița, sal, ad. Cumpăr business. Cumpăr orice business, oriunde. Buget 181 de kappa. SMS cu detalii. Bun, am dat acesta. De ce cumpăr orice business oriunde? Pentru că dacă aș cumpăra un business foarte scump, probabilitatea să-mi iau țeapă este foarte mare și probabilitatea de a-mi scoate profit rapid pe acel business este foarte mică. Pentru că dacă cumperi un business, de exemplu, de 150 de milioane, întrebarea este următoarea. Câți jucători de pe server au mai mult de 150 de milioane ca să poată să-ți ofere ție pe business, că tu oricum vrei să-l vinzi mai scump decât... Mai scump decât l-ai dat, mai scump decât l-ai cumpărat, doamne. Și întrebarea vine, câți jucători de pe server au mai mult de 150 de milioane? Răspuns, foarte puțin, așa că
ca să-i convingi pe acei foarte puțini jucători să-ți cumpere bizul tău, fix bizul tău din atâtea bizuri productive la acei bani, este destul de greu și... și foarte riscant. Așa că nu o să fac afaceri în felul acesta. Vând bizul cu ID 47 și Hotring C. Bă, ID 47 a pus at bebița. 47 nu era bizul meu, gen ăla pe care tocmai l-am vândut. Ba da, ăla era. Ia stai frate un pic, call 332. Sunt tare curios. Uite că tot ne-am apucat noi de cumpărat bizul. Salut. Cu cât vinzi bizul ăla? Pă ăla l-am avut eu. 45kk. Eu l-am dat cu 3,5. Cât ai dat pe el? Eu l-am dat cu 3,5kk. Băi, și era de așa de repede la vândurul bebita? Cu că putea să-l fi vândut, frate? 4,3. Ce v-am zis? Ce v-am zis, frate? Că valoarea unui biz crește pe măsură ce oamenii oferă din ce în ce mai mult pe el. Pă bune, cât dai pe el? Nu mai dau. Baftă că am mesaje. Ok. Am casă. Stai. Aoleu, ce e aici? Aoleu, ce e aici? Am casă deja. Vă uitați la Swifty. Salutare, salutare. Iarăși biz. Da, iarăși biz. Hai să vorbim. După atât am făcut bravo. Nu știu cine e băiatul ăsta, dar ok. O să vorbim și cu el. Tău car 170. Clacking Bell V ID 55. Clacking Bell V ID 55. Sună foarte bine. Pilgrim, mamă, e în curte la RDT ăla. Ok, poate fi un biz mișto de țeapă. Salutare, cât, cât, 4, salut, cât, hai, want palat? No, am casă deja. Spor la găsit biz, ok. Ia să vedem acum, știu unde am făcut 600 de K. Nu știu unde am făcut 600 de K, dar foarte greu pot să-ți răspund acum, pentru că am alte treburi. 170 mi-a zis de prețul, nu... 170 de KKK, nu, 170 ID-ul bizului, ok. Tău car, îl ai pe contul tău. Stai puțin, cât, i-am dat lui ăsta, lowrider e cu clacking bell-ul. Ok, lowrider e cu clacking bell-ul, ID lowrider, lowrider e cu clacking bell-ul. Vei spune cât ești pus să oferi pe acest biz. Niciodată să nu cădeți în capcana asta cu, spune-mi cât oferi, pentru că poți să iei țeapă mare. Este bizul tău, spune cât vrei pe el, nu mă lua cu oferă în speranța că pică un fraier. Zic cât vrei pe el, vrei pe el. Spune, poți să te rog ceva, păpariu că cere bani. Păpariu că cere bani, s-a băgat în seamă cu mine puțin. Așa, și după cere bani, mă poți ajuta. Cât, băi, puteam să jur, frate. Deci puteam să jur efectiv că asta se va întâmpla, pentru că un om care n-a vorbit cu mine niciodată pe SMS și îmi dă mesaj cu ce faci, nu știu ce, bagă în vorbă și după cere bani, 100% se va întâmpla asta. Eu v-am spus că tot timpul ajut începătorii, nivel 1-3, bă, are nivel mic, o să-i dau 20 de K, pentru că așa dau tuturor, așa vă dau și vouă tot timpul când îmi cereți câte 200 de K, pentru că... trebuie și eu să am fondurile mele. Un cacai dau pe el dacă vrea bine, dacă nu, nu, pentru că ăla chiar nu poate să fie biz de țeapă, pentru că este în curte la RDT și are foarte mulți competitori lângă, pentru că în curte la RDT este plin de bizuri, efectiv. Plin de bizuri și nimeni nu cumpără de acolo. Așa că e cam foarte sinucigaș și 4KKK pe bizul ăla. Ok. Tipul ăla cu tău trac, cu tău așa, el aribe, ok, o să mă uit, ok, o să vreau să mă uit pe website, să vedem cât face acel tău business, gen, în momentul în care cei din tău trac companii dau slash tău ls, tău lv, tău sf, să ducă respectiva comandă, respectiva mașină la tău, în momentul acela o parte din bani mi se duc mie în biz, mi s-ar duce mie în biz în cazul în care aș cumpăra bizul respectiv. Haideți să vedem acum cât face acel biz, mă refer la producție. O să mergem pe site chiar acum împreună cu voi pe episod on camera și o să vreau să transfer, stai să dăm tipului respectiv 20 de K pentru că am promis 20.000, sunt 20.000, ok. Haideți să mergem pe site să vedem cât face acel biz, aici că este pe contul Ribe. Hai să mergem pe site. Între timp ne-a fost acceptată și cererea de inactivitate pe 2 săptămâni. Ban list, nu ban list, businesses. Ok, câte bizuri poate să fie de tip tău? Tău in business, uite, 30. E pe contul lui Ribe, ok. A zis că 170 de KKK. Cel mai probabil, de fapt tot timpul vânzătorii își pun o marjă de negociere. Deci bizul ăla nu o să facă 170 de KKK din start. Dăm aici pe business, ia să vedem. 18K...
19K. Ok, are o producție bună. Nu este o producție wow la banii respectiv, dar are o producție bună. Însă problema este că eu habar nu am cu cât să vinde acest business. Habar nu am cât face, habar nu am cu cât aș putea să-l dau și pariez că pe contul acesta, sau mă rog, business-ul ăsta aparține proprietarului de foarte multă vreme, pentru că nimeni nu prea cumpără. Uite, a avut și 13K, deci oricum face 15K, în 10 zile a făcut 150K, într-o lună a făcut 500K. Ok, cam îți amortizezi oarecum investiția, dar destul de greu. Adică ar trebui să-l ții pe cont foarte multă vreme. Că rest face bani destul de mult bizul ăsta. Hai să vedem totuși, dacă tot suntem aici, ce mai este pe market. Nu știu unde era marketul. Economy, business. Aici ar trebui să fie. Ia să vedem. Racing Arena, 30K, nu face atât ăsta. Face undeva pe la 10, maxim. Făcea odinioară 30K. Paint and Spray, ia. Ăsta ar trebui să fie un biz destul de interesant, Paint and Spray-ul ăsta, dacă este cel principal. Hai să vedem unde este ăsta în primul rând. 50K cash, zice ăsta. Hai să vedem unde este bizul mai întâi, dacă este principalul sau nu. A, până să dilimor, nu, ăsta nu e biz de cumpărat în primul rând. E destul de posibil să ții țeapă cu el. 7K, 4K, da, nu are o producție constantă bizul ăsta și nici pe departe nu face 70K, este foarte mult. House Upgrade, ăsta la fel este un biz destul de interesant, hai să ne uităm la el. Alt Paint and Spray, care este pus cu $1, s-ar putea să fie un Paint and Spray foarte cunoscut dacă e pus cu $1, pentru că lumea în general să nu se sperie de producțiile foarte mari. Sunt aici producții foarte mari, posibil să fie cel principal. Nu este până să Idlewood, care la fel are destul, o producție destul de mare. Hai să facem și noi o ofertă pentru acest biz, pentru că arată destul de bine bizul și produce destul de mult, for sale. Producție până să ăsta face undeva la 100K. Deci până să ăsta chiar face, așa că o să facem o ofertă aici. Nu știu dacă o să-i convină cumpărătorului, dar eu fac oferta. Paint and Spray, bun. Și facem aici oferta. Uite, s-a oferit oferie sub 290K sau CarPlay diferență, schimb pe schimb, 130K, 135K, 143. Băi, dar omul refuză continuu, 150K, oferă offer. 100 offer money, $1, 155K, îi ofer. Da, pentru că bizul PNS-ul principal face mai mult de atât. Ar fi un preț fair undeva pe la 130, dar trebuie să scoată și el ceva, na. Car Upgrade, ia să vedem. Un biz foarte cu marjă de țeapă foarte mare și vă arăt și de ce. Producțiile nu sunt făcute. Asta este swap color, hidden color, slash car color. Swap color se poate fake-ui foarte ușor dacă dai de pe alt cont. Deci producția asta bag mâna în foc că nu este cea reală. Așa că în bizul ăsta, pentru că și eu la fel făceam când am avut car upgrade-ul, l-am fake-uit și l-am dat cu mai mult. Deci producția este cât se poate de falsă la car upgrade, bag mâna în foc pentru asta. Ăsta este house upgrade, care la fel este un biz destul de productiv. Care, ia să vedem, 100K, 105, cât vrei pe biz, hotring, nu știu ce, ăsta și-a bătut joc cu oferta aia de hotring. O să ofer offer money 1. O să ofer pe el house upgrade 106K, dacă vrea o să vedem, dar nu o să vrea mai mult ca sigur. Avem aici businesses, hai să scoatem din nou toți bănuții noștri la înaintare, LV, casino, opa! Opa, este un loc destul de frecventat casino. Hai să vedem și cât ar vrea pe acest casino. Property, businesses și va fi ultima ofertă. Au. Nu, produce extrem de puțin. Casino a fost wow cât a fost nou, dar rest nu. Casino, ăsta e alt casino și o să vedem car rent LV, ok, și ăsta. Astea două le mai vedem, car rent LV, business, să vedem, bine, nu, wow. Wow, băi, are o producție fenomenală, wow, băi, bizul ăsta, oh my god, bizul ăsta chiar face, cash, 125 cash, bineînțeles, refuzată, plus 220 caca, îi zicea lui ăsta,
Money, how much difference you want? Oferă. Bă, frate, bizul ăsta faci, adică produce foarte mult. Eu o să-i ofer 170 de KK cash. Tang, 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 tang. Place offer. Bun, eu o să-i dau 170 de KK cash pentru că bizul ăsta face destul de mult. E un biz foarte, foarte, foarte productiv din câte se pare și producția nu prea poate fi fake-uită. Ăsta este alt biz, este Caligulas, care nu prea are el o producție foarte, foarte constantă, are producții foarte mari în funcție de mai multe chestii, dar Caligulasul nu mă încadrez în cei 200 de KK ai mei aproape, așa că o să ne lăsăm pe gubaș. Și cu acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc pentru episodul de astăzi, pentru că ați fost alături de noi, vă că au mai luat trimul câțiva admin pe aici. Aveți grijă de voi, fraților, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. O să urmeze vlog de la mare, uitați-vă pe canal pentru că vor urma vloguri de la mare, să vedeți ceva nou. Și ca de obicei, stay close, bye!